Ei, sper că ați făcut mișcare împreună cu mine, că ați urmărit rubricile emisiunii și că acum vă este foame. Noi suntem în bucătărie, eu cu Roxana, abia aștept să ne apucăm de gătit. Și Roxana, am în minte un lucru, că alimentul ar trebui să fie ca un medicament, iar medicamentul ca un aliment. Adică tot ceea ce avem noi aici pe masă să transformăm în ceva hrănitor pentru trupul nostru. Avem pui, avem ghimbir, ceapă, roșii, morcovi, caju și știi ce mai am aici? Ador, deja iubesc. Sos de soia și o să pregătim un fel de pui făcut asiatic, așa, în stil asiatic. Te rog pe tine să cureți ghimbirul. Da. Eu o să curăț ceapa. Uite-ți la cuțit. Mulțumesc. Și o să vă spun vouă că ar trebui, mai ales în această perioadă a anului, să vă bucurați de multe legume, pentru că piața abundă de ele, și să nu le pregătiți foarte mult. Nu știu cum faci tu acasă, Roxana, dar eu am momente când mă străduiesc să gătesc sănătos și gustos. Nu-mi iese de fiecare dată, dar sper ca de data asta să-mi iasă. Da, eu nu prea am talent. Mi-a dat seama, nu mai, adică trebuie să o spun, trebuie să o recunosc. Încerc să mai fac, îmi place, o fac de drag pentru al meu soț și cu siguranță când vine un copil o să trebuiască să fac, adică nu o să mai fac doar că nu știu când și cum. Așa. Dar să stau să-mi gătesc mie foarte rar se întâmplă, adică eu mănânc așa oricum pe apucate, în mașină, dacă aș avea caju non-stop să mănânc și aș putea să mănânc doar caju, aș mânca doar caju și mai îngăteam, dar sincer, doar pizza, paste și cam atât. Wow. Și mi-am dat seama că... Asta se vedea pe corpul tău atunci. Nu neapărat, no? Pentru că mă consum foarte tare și nici nu mâncam mult. Adică nu, chiar mă bucuram, zic, uite că am ajuns în sfârșit, după atâția ani de diete și de nebunii pe care nu le înțelegeam, să pot să mănânc orice, dar puțin și să mă mențin, știi? Că știi cum e visul oricărei femei, este să mănânce și să nu se îngrașe. Așa e. Așa, și chiar mă bucuram, însă m-au luat niște dureri și zilnice, nu știu, din două în două ore pe mine mă durea ceva groaznic. Adică dacă nu luam medicament să-mi treacă durerea, nu rezistam. Și eram la întâlniri, mă făceam albă la față, wow. Deci era ceva groaznic. Și cum ai rezolvat? În emisiune, nu, deci albă la față, nu, neom, deci n-aveai ce să vorbești cu mine. Am fost la doctor, la gastro și așa mai departe și mi-au zis că mi-a făcut remene, de toată lumea e și nimic, toată lumea e sănătoasă. Ok, dar eu totuși am ceva. Și au zis că s-ar putea să fie colon iritabil. Și atunci am început să mănânc. Atent. Să vezi ce mai nimic și ce mănânc. E doar pui, brânzică slabă, nu că dieta. Adică dieta. Uite ce îți gătesc. Da, ce fac eu acum o să fie. Taie tu puțin bucățele. Da. E foarte gustos și foarte sănătos. Am pus la călit foarte puțin ceapa, un pic morcov. Acum o să pun puiul. Uite, arată foarte bine și ar trebui să consumați acest preparat astăzi la prânz. E foarte suficient. Asta e o porție generoasă. Este importantă cantitatea. Pun, da? Pune ghimbirul, da? Și acum o să pun un sos de soia. Mamă, ce bine arată. Și o să aibă un gust foarte plăcut acest preparat. Îl lăsăm un pic și apoi știi ce vreau să faci? Să tai tu un pic de caju. Pentru că vreau să arunc aici în tigaie un pic de caju. Îi dă un gust special și cajuul știți că are foarte multe minerale, în special magneziu, iar starea de stres pe care, sau în perioada asta în care trăim o stare de stres continuă, ar trebui să avem grijă și la aceste aspecte, ca mineralele să facă parte din alimentația noastră. Uite ce bine arată și se face foarte repede. Și miroase. Iar dacă tu ai spus că mănânci pui cu legume, să știi că asta este o variantă foarte și cu caju nu rapidă. Știam, uite, da. Și cu caju nu știai? Nu. Cu soia, cu bun. E foarte bine. Și, rapid, și știi ce mai vreau să pun? Dar o să pun spre final, pentru că mie am în minte cumva că fiecare masă trebuie să aibă salată sau ceva verde. Da. Am aici niște muguri de mazăre și o să toc un pic. Și o să-l pun doar la final. Bravo! De ce îmi zici bravo? Uite, că am tăiat pe cajul?
Gata, am gătit. Crede-mă, chiar am vrut, pui, am avut, uite ce bine arată. Uite. Am avut poftă într-o zi să fac pui cu chinezez. Așa? Uite, o variantă rapidă. Și am stat, eu l-am făcut, nu știu de ce mie mi-a orice fac foarte mult, mult și spăl foarte multe vase. Da. Uite, vezi, noi am făcut foarte repede. E aproape gata. Și am pus exact ce scria acolo, înțelegi? Tot. Cantitatea exact. Și n-a ieșit ce trebuie. Bă, n-aveam gust, deci nu. Abia așteptam, m-a lăsat de miserie. Uite, poți să pui și un pic de sare. Mai e cajou? Da, așa, super. Mai trebuie cajou? Nu, e foarte bine. O să-ți super. Placă, sunt absolut roșii? Sigură. Nu, iar vouă, sunt sigură că celor de acasă deja v-am stârnit cumva pofta și poate vă apucați să gătiți asemenea rețetă pentru că este foarte gustoasă și rapid de făcut. Gata. Ce zici? Nu mai lăsăm? Tu vrei să-l mai lași? Mie îmi place mai... puiul mai făcut. Mai, da? Chiar am vrut să întreb dacă îl facem felul ăsta, nu se înmoaie? Adică nu e ca... O să vezi ce gustos. Pentru că se face foarte repede și sosul de soia va da o savoare. Cred că tu atunci n-ai pus sos de soia. Am pus. Înseamnă că n-aveai o stare bună, pentru că se spune că dacă nu gătești într-o stare de bine și de echilibru, transferi... Păi dragostea, dacă nu pui dragoste, nu pui dragoste. Încercam, eu pun tot timpul dragoste în tot ce fac. Dar, într-adevăr, când vedeam că nu-mi iese și nu-i bun, mai normal că mă enervezi atunci, probabil zic, lasă așa. Lasă că nu mai fac. Eu sper că voi acasă sunteți cu mintea înspre a găti sănătos și... Să aveți grijă cum mâncați. Uite, un lucru foarte important și eu vreau să vorbesc cu tine despre asta. Poate îmi scrieți și voi pe Instagramul meu sau al Roxanei. Cât ar trebui să dureze masa? Cât ar trebui să dureze momentul în care mănânci? Da, în care mănânci. Știi, Roxana? Unul la mână, cred că e foarte important de spus, ceea ce eu nu prea fac, să stai jos când mănânci. Da. Și să mesteci fiecare bucățură. Da. Și ar trebui să dureze momentul mesei în care mâncați cam 20 de minute, pentru că în 20 de minute se înregistrează senzația de sătul la nivelul creierului. Altfel, o să ronțăi după o grămadă de lucruri și nu este un lucru foarte bun. Ce bine că nu mă întreb. Noastră. Bine că nu te întreb, că tu mănânci în 5 minute. Mănânc așa din mers. Da? Gata. Ce zici? Cum arată? Acolo e farfuria, hai să-ți fac foarte un plating, cum se spune acum mai, nu? Hai. Și super, super rapid. Da. Ia una. Și poți să și mănânc, nu? Da, și știi ce? O să-ți pun niște muguri de mazăre. Ce bine arată. Și uite ce bine arată. Ce ziceți? Am și povestit, am și pregătit mâncarea, dar am făcut-o cu multă bucurie, pentru că de fiecare dată când tu îmi vii în emisiune, sunt tare bucuroasă că îmi dai așa o stare de bine și când mă uit la ținuta ta, te am în minte așa, ca o pisicuță. Ca o pisicuță și ești că sunt Kim Kardashian, așa, da. Nu? Cum îți păstrezi silueta? Cum păstrezi silueta? De când am avut durerile astea, n-am mai prea fost la sală, să știi, așa. Și îmi lipsește. Pentru că mă lua durerea la efort. N-ai prea fost de asta, nu înseamnă că nu faci mișcare. Păi oricum faci? Sunt toată ziua du-te vino. Nu o să fac și mă prim și dansez în weekend. Deci o altă formă de mișcare, pentru că până la urmă asta e important. Să alegeți forma aia de mișcare care să vă țină într-o formă fizică. Și cred că cred că totul pleacă de la mâncat și de la echilibru psihic și sufletesc. Și să mă întrebi. Pentru că și somnul, să știi că dacă nu e un somn odihnitor, atunci tendința este să mănânci mai mult peste zi. Nu, dorm exact cât trebuie, nu, n-am probleme din cauza asta. În schimb, mănânc, cred că asta într-adevăr mă ajută, că mă consum mult, că alerg foarte mult și că mănânc, că trebuie să mănânc. Ia. Deci nu mănânci foarte mult și nu între mese. Pofte. Foarte important asta, să nu mâncați între mese, să vă bucurați de fiecare clipă atunci când mâncați, pentru că, da, așa cum spuneam la începutul emisiunii, a trebuit să gândiți că alimentul să vă fie medicament, iar medicamentul aliment. Ai, Roxana, cadouri acolo, te rog să ce drăguț, te bucuri de fiecare cadou pe care îl ai, pentru că sunt produse de îngrijire a feței, avem nevoie noi, femeile, dar și bărbații, în aceeași măsură, de îngrijire a feței. Avem nevoie de stare
starea de bine pe care ne-o creăm în fiecare zi, iar eu cred că astăzi cu emisiunea și cu invitata mea v-am creat o stare de bine și vreau să creăm în continuare această stare de bine, poate fredonându-ne ceva. Piesa mea nouă? Da. Tsuki Tsuki se numește. Ia să auzi. Este pe personalitatea mea, pe... e veselă, e de dans, de distracție, așa cum sunt și eu. Și sper, chiar sper, uite, prin, cu ocazia asta o să spun și oamenilor care ne urmăresc, vreau prin piesa asta să transmit veselie, vreau să transmit stare de bine, pentru că am trecut prin foarte multe lucruri și încă trecem și vreau să fim puțin mai veseli, să încercăm măcar, știi? Să da. Zâmbim. Dacă noi ne impunem să fim veseli, reușim, iar muzica ta cred că ne ajută. Cum sună? 1000 de ani, asta numai cu tine, numai cu tine, săruturi de golan, te simt atât de bine, pe buzele astea pline. Mă simt așa ca o adolescentă când piesa asta. Dar până acum am cântat doar așa de dragoste, de experiență, pe feeling. Și nu, acum am zis, hai să dau veselie, știi? Și mă simt exact ca o adolescentă, ca o adolescentă. Așa și trebuie să rămânem tineri, frumoși, sănătoși, cu poftă de viață și cu bucurie în fiecare clipă, pentru că starea de bine pe care noi ne-o creăm se vede. Este cea mai importantă. Se vede și transmite asta. Așa este. Tuturor. Așa este. Stați într-o stare de bucurie și de armonie. Muzica Roxanei sper să vă ajute. Căutați-o pe YouTube și să vă înveselească, așa să vă dea această stare de bine. Eu am în minte că emisiunea de astăzi a fost pentru voi, o emisiune care să vă învețe că viața este frumoasă, că nu-ți trebuie multe ca să ai stare de bine. Să gătești împreună cu o prietenă sau cu cel din familia ta, să te bucuri de masă într-o stare de bine și armonie, să faci un pic de mișcare, să ai o gândire pozitivă și să vezi că tot ceea ce este în jurul tău este frumos. Să aveți o sâmbătă minunată, să ne vedem cu bucurie la următoarea emisiune și tu, Roxana, să ai parte de bine. Mulțumesc, Doamne ajută! Și voi! Dragii mei, vreau să vă transmit prin tot ce fac eu, prin muzica mea și voi, prin tot ce aveți drag pe lângă voi și tot ce vă bucură, să încercați să zâmbiți din toată inima și să fim cu toții un pic mai veseli, chit că trecem prin foarte multe momente grele, să încercăm să vedem binele în tot și să împărțim așa cu bunătate în jurul nostru.